care marcăm ziua independenței de stat, ziua victoriei Națiunilor Unite în cel de-al doilea război mondial și ziua Europei. Pe 9 mai 1877, adunarea deputaților a proclamat independența de stat a României, deschizând astfel drumul spre recunoașterea internațională a dreptului națiunii române de a-și decide singură soarta. Pe 9 mai 1945, aliații din cel de-al doilea război mondial au obținut victoria împotriva Germaniei naziste, punând astfel capăt celei mai pustiitoare conflagrații din istoria continentului european. Astăzi, sărbătorim și Ziua Europei. În cadrul unui discurs ținut la Paris, pe 9 mai 1950, ministrul francez al afacerilor externe de atunci, Robert Schuman, propunea stabilirea unei noi forme de cooperare politică în Europa, care să înlăture posibilitatea izbucnirii unui nou război între națiunile continentului. 7 ani mai târziu, prin tratatul de la Roma, a fost înființată Comunitatea Economică Europeană, precursoarea Uniunii Europene de astăzi. Doamnelor și domnilor, pentru început, muzica militară a Diviziei 4 Infanterie Gemina va intona imnul Europei. În continuare, instrumentiștii militari vor intona imnul național al României. Urmează oficierea serviciului religios. Slavă Sfintei și celei de o ființă și de viață făcătoare și nedespărțitei trăimii, totdeauna, acum și pururia și în vecii vecilor. Amin. Hristos a înviat din morți.
Veniți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți. Veniți cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Hristos a înviat din morți, cu moartea pe moarte călcând și celor din morminte viață dăruindu-le. Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Cel ce vine într-un numele Domnului, Dumnezeu este Domnul și s-a arătat nouă, bine este cuvântat. Cel ce vine într-un numele Domnului. Și pentru ca să ne învrednicim noi a asculta Sfânta Evanghelie, pe Domnul Dumnezeul nostru să-L rugăm. Doamne miluiește, Doamne miluiește, Doamne miluiește. Cu înțelepciune drept să ascultăm Sfânta Evanghelie, pace tuturor. Din Sfânta Evanghelie de la Marcu citire. Doamne, mărire ție. Să luăm aminte, zisa Domnul ucenicilor săi, aveți credință în Dumnezeu, căci adevărat vă spun vouă că cel care va zice muntelui acestuia, ridică-te și te aruncă în mare, și nu se va îndoi în inima lui, ci va crede că ce zice se va face, orice va zice el se va face. De aceea vă spun vouă toate câte cereți când vă rugați, să credeți că le veți lua și le veți avea. Iar când stați de vă rugați, iertați orice aveți împotriva cuiva, pentru ca și Tatăl vostru cel din ceruri să vă ierte vouă greșelile voastre. Căci dacă voi nu veți ierta, nici Tatăl vostru cel din ceruri nu vă va ierta greșelile voastre. Mărire ție, Doamne, mărire ție. Domnului să ne rugăm. Doamne miluiește. Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, Dumnezeul îndurărilor și a toată milostivirea, a cărui milă este nemăsurată și iubire de oameni adânc neajunsă, la a Ta slavă căzând cu frică și cu cutremur ca niște robi netrebnici, cu umilință aducem acum mulțumire bunătății Tale pentru binefacerile ce sunt revărsate asupra acestei țări. Și ca pe Domnul, Stăpânul și Binefăcătorul Te slăvim, Îți cântăm și Te lăudăm și iarăși căzând înaintea Ta mulțumim, rugând cu umilință nemăsurata și nespusa Ta milostivire, ca precum ai binevoit a primi acum rugăciunile robilor Tăi și cu milostivire i-ai învrednicit a li se împlini cererile, așa și de acum înainte învrednicește-i a spori într-o dreaptă credință, în dragostea cea către Tine și cea către aproapele și într-o toate faptele cele bune și a dobândi ale Tale binefaceri împreună cu toți credincioșii Tăi. Mântuiește-i de toată reaua întâmplare, dăruindu-le pace și liniște, și ne învrednicește pe toți, totdeauna mulțumire a aduce, cele prea bune a grăi și a cânta ție celui fără de început al Tău, Părinte, și prea Sfântului și Bunului și de viață Făcătorului Tău Duh, Dumnezeului Celui slăvit într-o ființă, slavă ție, Dumnezeul nostru,
Dătătorului nostru de bine în vecii vecilor. Amin. Binecredinciosului popor român de pretutindeni, cârmuitorilor țării noastre, mai marilor orașelor și satelor și iubitoarei de Hristos armată, dă-le, Doamne, zile bune și îndelungate, cu viață pașnică, sănătate, mântuire și întru toate bună sporire, iar asupra vrăjmașilor biruință și îi păzește întru mulți ani. La mulți ani cu sănătate să vă dea Domnul tot ce doriți, zile senine și fericire, la mulți ani să trăiți. Mulți ani, mulți ani, mulți ani trăiască, la mulți ani. Pentru rugăciunile sfinților părinților noștri, Doamne Iisuse Hristoase, Dumnezeul nostru, miluiește-ne și ne mântuiește pe noi. Amin. Hristos a înviat. Onorate oficialități, doamnelor și domnilor, aduc înaintea dumneavoastră cuvântul de binecuvântare al înaltpreasfințitului arhiepiscop și mitropolit Andrei Andreicuț și gândul că noi ca țară avem de arătat, printre multe altele, Europei și ca lecție și ca exemplu de bună practică, spiritualitatea ortodoxă a României și spiritul ecumenic al Transilvaniei. Dumnezeu să ne binecuvinteze! Îl invităm să ia cuvântul pe prefectul județului Cluj, domnul Tashnadi István Szilárd. Preacucernici părinți, domnule europarlamentar, domnilor parlamentari, domnule primar, onorate oficialități civile și militare, dragi clujeni. După cum afirma Robert Schuman în 9 mai 1950, Europa nu se clădește dintr-o dată, ci este un proces treptat care va produce o solidaritate de facto a țărilor care aspiră la democrație și libertate. În anii ce au urmat celul de-al doilea război mondial, unitatea europeană a presupus încă de la început o atenție deosebită pentru asigurarea unui trai mai bun și a condus la o stabilitate socială, economică și politică propice dezvoltării. Odată cu integrarea din 2007, am simțit și noi mult mai profund efectele acestor valori și am făcut pași uriași înspre ceea ce privește evoluția spre o viață mai bună. Astăzi, în contextul greutăților generate de pandemia de COVID-19, este momentul să ne întoarcem cu toții către valorile care au stat la baza construcției europene. Libertate, egalitate, democrație, stat de drept, drepturile omului și demnitate umană. Pentru aceasta este nevoie să fim mai atenți în a promova stabilitatea socială și climatul multietnic, în asigurarea unui sistem de sănătate și învățământ performant, concomitent cu dezvoltarea infrastructurii și economiei performante. Menirea noastră ca popor este una eminamente legată de Europa, iar Ziua Europei trebuie să fie un moment de reflecție și de sărbătoare pentru noi toți. La mulți ani! Îl invităm să ia cuvântul pe primarul municipiului Cluj-Napoca, domnul Emil Boc.
domnule prefect, domnule europarlamentar Daniel Buda, domnule vicepreședinte al Consiliului Județean Vaca Rișvan, doamnelor și domnilor parlamentari, în alte fețe bisericești, dragi clujeni, dragi europeni, oriunde vă aflați. Este o zi frumoasă, precum viitorul Europei, sau cel puțin așa sperăm. Astăzi avem o sărbătoare, poate după Ziua Națională a României, această zi este cea mai importantă pentru prezentul și viitorul nostru. Pe lângă faptul că avem o triplă semnificație, Ziua Victoriei, Ziua Declarării Independenței de Stat, când în 9 mai 1877 Mihail Cogălnicianu în Parlamentul de la București spunea: suntem independenți, suntem o națiune de sine stătătoare, este, nu în ultimul rând, Ziua Europei. Academicianul și președintele Academiei Ion Aurel Pop spunea despre anul 1918 și despre 1 decembrie că reprezint anul astral, reprezint și ziua astrală a tuturor românilor, pentru că visul nostru de 2000 de ani s-a împlinit într-o singură zi. Păstrând proporțiile, aș putea spune că 9 mai este ziua astrală a Europei. De ce? Pentru că în istoria Europei, războiul și nu pacea constituie regula. Cu alte cuvinte, în ADN-ul acestui continent, confruntarea și nu colaborarea a reprezentat regula de bază, cu excepția ultimilor 76 de ani. În rest, am avut în permanență conflicte, tensiuni, războaie. De acum 2500 de ani, când în bătăliile de la Maraton, eroul Miltiades apăra civilizația greacă de invazia lui Darius Persano, a Imperiului Persan, sau după aceea, 20 de ani mai târziu, în bătăria de la Salamina, când Xerxes, iarăși regele Persan, dorea să cucerească Europa, iar eroii conduși de Temistocles la Salamina au apărat civilizația a ceea ce urma să fie după aceea Occidentul. Care ar fi fost poate soarta Europei dacă n-am fi avut acești eroi, iar acel atotputernic Imperiu Persan din Orient ar fi dominat întreaga Europă? Poate soarta noastră ar fi fost astăzi alta. Sau să venim mai aproape, aici, aproape de noi, 1456, Iancu de Hunedoara, în bătălia de la Belgrad, a apărat lumea creștină, a oprit pentru cel puțin 70 de ani invazia Imperiului Otoman în Europa Centrală și a apărat Occidentul, lumea creștină, prima Romă și a doua Romă. Fără aceste lucruri, noi astăzi n-am avea Europa despre care să vorbim. Și atunci, pe mână dreptate, se pune întrebarea: de ce avem noi nevoie? Avem nevoie în continuare de colaborare, avem nevoie de Uniunea Europeană. Pentru asta trebuie ca fiecare dintre noi să facem tot ce ne stă în putință să consolidăm identitatea europeană. Sunt mândru că sunt transilvanean, sunt mândru că sunt român, sunt mândru că sunt european. Această triplă identitate trebuie să fie parte a vieții noastre. Iar cel mai greu lucru pe care trebuie să-l construim în continuare este să îmbunătățim acceptarea celuilalt. Fără acest lucru, Europa nu va dăinui. Trebuie să ne acceptăm așa cum suntem: românii cu maghiarii, nemții cu francezii, italienii cu spaniolii, portughezii cu estonienii, danezii cu suedezii. Toți avem ce arăta și ce da aceste Europe, dar prin colaborare și nu prin confruntare. Iar acești 70 de ani ne-au arătat că se poate, dar e atât de greu să cultivăm toleranța și acest spirit de a ne accepta unii pe alții. De fapt, asta este Europa ultimilor 76 de ani. Asta e cea mai importantă lecție. Acolo unde bunicii noștri se confruntau în războaie, acolo noi astăzi colaborăm. Acolo unde era dispută, astăzi este, repet, pace
și multă colaborare. Dar acest lucru nu este dat pentru totdeauna. Democrația și pacea și această colaborare nu este în ADN-ul Europei. Nu trebuie luat odată pentru totdeauna. Aici, în piața centrală din Cluj, ca și în piața centrală din Bruxelles, sau ca în Agora din Atena, sau ca în forumul din Roma, trebuie să vorbim despre aceste valori, dacă doriți să avem în continuare un asemenea viitor. Fără aceste valori, nu vom reuși să mergem mai departe. Și mai este ceva, l-ați invocat pe Jean Monnet, da, cel care a fondat, practic, Uniunea Europeană. El, spre sfârșitul vieții, când a fost întrebat dacă ar fi să începeți din nou construcția europeană, cum ați începe? Și l-a spus atunci un lucru, dacă aș începe din nou, aș începe cu dimensiunea culturală și educațională. Adică exact cu ceea ce vorbeam mai devreme, cu dimensiunea care să conducă la întărirea identității europene. Gândiți-vă că educația este cea mai bună cheie de a lupta împotriva ignoranței, împotriva intoleranței, împotriva arbitrariului, împotriva violenței, împotriva tot ceea ce ne face viața mai grea. Prin educație și cultură, aceste lucruri sunt ținute sub control. De aceea, cred că nimic nu este prea puțin pentru a investi în educație și în cultură pe toate palierele. Iar aici, în Cluj-Napoca, cred că suntem un model în care această citadelă culturală este de referință pentru România și, de ce nu, pentru Europa. Pentru că suntem o mică Europa la noi acasă. Uitați-vă aici pe un kilometru pătrat. Nu veți găsi nicăieri în Europa. Veți găsi romano-catolici, veți găsi ortodoxi, veți găsi greco-catolici, luterani, unitarieni, reformați și o sinagogă. Veți găsi locul unde estul întâlnește vestul și vestul întâlnește estul. Nicăieri în Europa nu mai este un loc unde cele două civilizații, Occidentul și Orientul, să se îmbine prin colaborare, nu prin confruntare. Europa are ce învăța de la noi, după cum noi avem ce învăța de la Europa. Aici, unde turnurile gotice se îmbină cu bolțile bizantine, aici este ultimul loc din Europa de răsărit unde aceste lucruri se întâlnesc. Avem aceste valori și să fim mândri de ele. Așa cum să fim mândri că am fost parte a lumii creștine și suntem parte a lumii creștine, să fim mândri că suntem europeni de 2000 de ani. De la Imperiul Roman, care era la o altă scară tot un fel de Uniune Europeană. Iar românii, ei și-au spus dintotdeauna români, adică de la Roma, iar alții ne-au denumit valahi. Dar să știți că și termenul valah tot origine romană are, de la primele triburi celtice care s-au romanizat, volohi, volce, din acea parte a Europei. Deci, indiferent cum ne-au numit alții sau cum ne-am numit noi, această origine latină este de peste 2000 de ani. Iorga spunea că suntem oază de latinitate, o insulă de latinitate. Da, așa este. Dar asta este datorită spiritului creștin, datorită capacității noastre de a ne păstra identitatea și ființa națională și de a arăta că suntem europeni. Iar aceste lucruri, repet, trebuie să ne facă mândri într-o Europa în care colaborarea și pacea trebuie să ia pentru totdeauna locul războiului și a confruntării. Pe de altă parte, acum avem nevoie de coeziune. De aceea politica Uniunii Europene, care este acel lipici care ține această Europa unită. Ce își propune această coeziune? Să aducă condițiile de viață europene și valorile europene în fiecare colț al Europei. Uitați, această piață, acolo unde dumneavoastră stați la terasă și serviți o cafea sau un ceai, această piață a fost modernizată cu fonduri europene. Napoca, Ferdinand, pădurea Clujenilor, parcul dintre lacuri, tramvaiele, autobuzele electrice, parcul central, toate acestea au fost aduse aici cu fonduri europene. Până în acest moment, în acest oraș, am adus 415 milioane de euro bani în proiecte care s-au terminat și în proiecte care sunt în delurare. Și mai sunt proiecte de aproape 2,5 miliarde de euro în pregătire, de la metro și centura metropolitană, la alte proiecte care țin de trenul metropolitan, de renovarea clădirilor, a spațiilor verzi, peste 190 de hectare noi spații verzi în oraș cu fonduri europene. Asta este Europa. Trebuie să încetăm să dăm vina pe Europa pentru tot ceea ce nu merge la noi acasă. Să ne uităm în primul rând la noi în ogradă ce nu facem bine și după aceea să dăm vina pe Europa. Este o practică larg deschisă în Europa să spunem, nouă nu ne merge bine pentru că cei de la Bruxelles ne vor rău. Nu, nu, nu.
Asta este o mare greșeală. Noi nu suntem în stare să ne ridicăm la nivelul așteptărilor, valorilor europene pentru ca la noi să fie mai bine. Pentru că Europa nu poate merge bine dacă fiecare democrație din țările Uniunii Europene nu merge bine. Europa este o sumă de valori, este o sumă de democrații, iar dacă democrația la tine acasă nu merge bine, nu poți aștepta să meargă ceasul Uniunii Europene, că și această Uniune Europeană este ca un ceas. Dacă o rotiță nu funcționează, nici acel ceas nu merge bine. De aceea, în primul rând, cred că noi avem de lucru la noi acasă, iar Europa este întotdeauna alături de noi pentru a ne sprijini. Îmi cer scuze că am vorbit un pic mai mult, dar este o zi atât de frumoasă și aș dori să transmitem acest mesaj generațiilor următoare. Să nu considere totul ca un dat pentru întotdeauna. Noi am fost generația care nu visam să ajungem vreodată la Roma sau la Paris, la Londra sau la Bruxelles. Astăzi când le spui tinerilor de viză, de pașapoarte cu viză ca să treci dintr-o țară în alta, se uită puțin diferit la tine. Aceste lucruri mai acum, pentru noi, câțiva ani în urmă au fost o necesitate, iar ele nu sunt pentru totdeauna. De aceea, cum spunea un celebru filozof, pentru a menține democrația avem nevoie de eroi obișnuiți în fiecare zi. Acei eroi este fiecare dintre noi prin ceea ce facem ca această Europa să dăinuie. Iar fără efortul nostru să nu ne așteptăm la rezultate. Avem șansa uriașă acum de a duce visul european la nivelul următor. Dacă vom pierde această șansă, generațiile următoare nu ne vor ierta. Dacă vom reuși, Europa și generațiile viitoare vor avea viitor. La mulți ani Europa, la mulți ani România. Vă mulțumesc tuturor! În continuare, sergentul Raluca Ionela Vasiluț, acompaniată de instrumentiștii militari ai Diviziei 4 Infanterie Gemina, va interpreta la NAI un colaj de marșuri, dirijor locotenent Daniel Munteanu. Momentul muzical va fi însoțit de un spectacol cromatic pe cerul Clujului, realizat prin lansarea de baloane în culorile drapelului național și al drapelului european.
Domnilor și domnilor, festivitatea a ajuns la final. Vă mulțumim pentru participare.